Un grav accident rutier a avut loc ieri la amiază în localitatea Satu Nou din comuna Schituduca. Un bărbat de 50 de ani care conducea un autoturism a pătruns cu viteză mare pe sensul opus de mers și a intrat într-un microbuz care se îndrepta spre Vaslui. 4 persoane au necesitat îngrijiri medicale și au fost transportate la spital. Oamenii legii nu au găsit nicio urmă de frânare și presupun că șoferul vinovat a adormit la volan. Impactul a fost unul frontal. Șoferul din autoturism a suferit o fractură la un braț și multiple leziuni, iar conducătorul microbuzului și-a rupt un picior. Cu viteză direct frontal, în dreapta drăsian, probabil să dormi la volan. În urma testării alcoscopice a rezultat că niciunul dintre șoferi nu se afla sub influența alcoolului. Din primele cercetări efectuate la fața locului a rezultat faptul că între două autovehicule a avut loc o coliziune frontală care s-a soldat cu rănirea a 3 persoane. În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, în vederea stabilirii întregii situații de fapt. La locul accidentului au intervenit și două polițiste aflate în timpul liber, care au acordat victimelor primul ajutor până la sosirea echipajelor de intervenție.